Salutare din peștera. Suntem la peștera liliecilor, adică acea grotă din spatele meu. Nu am venit cu un scop anume în zonă, în niciun caz nu am venit pentru o tură neapărat. Am venit în zonă cu alte treburi, dar nu putem pleca înapoi spre casă fără să dăm o raită prin munți, măcar 2-3 ore. Și dacă tot nu am fost niciodată la peștera liliecilor, am zis de ce nu. Este o ocazie bună de a merge acolo. Dorim un traseu scurt, poate ajungem și în șaua joacă dacă ne lasă vremea. În spatele meu este șaua joaca. Sunt atât de mulți oameni acolo, ai impresia că suntem într-un pelerinaj. Da, foarte frumos. Pe mine astfel de peisaje mă lasă întotdeauna cu gura căscată. Și n-am mai fost cam de mult pe aici, cred că din 2015 trebuia să mai venim. Acum, după ploaie, parcă este totul și mai frumos și mai verde. Brândușele sunt cam pe cale dispariție, așa că dacă vreți să le mai vedeți pentru ultima oară sezonul ăsta, ar fi cazul să veniți mai repede în zonă. Am făcut de la Hotel Nobilis, parcă se numește, undeva la câteva sute de metri mai în spate de Casa Folea, în jur de 52 de minute. Cam atât. Și acum să înceapă maratonul de imagini cu Piatra Craiului de la Șaua Joaca.